Consumul a 2 litri sau mai mult pe săptămână de băuturi îndulcite artificial crește cu 20% riscul unei bătăi neregulate a inimii, numită fibrilitate atrială, în comparație cu persoanele care nu beau nimic. Asta a constatat un nou studiu. Cunoscută sub numele de fibrilație atrială, fibrilația atrială este o bătaie neregulată a inimii, descrisă adesea de multe persoane care suferă de fibrilație atrială ca un tremur, flutter, flip-flap al inimii în piept. Consumul unui număr similar de băuturi cu adaos de zahăr a crescut riscul de apariție a acestei afecțiuni cu 10%, în timp ce consumul de sucuri pure, neîndulcite, cum ar fi sucul de portocale sau de legume, a fost asociat cu un risc cu 8% mai mic de fibrilație atrială. Fibrilația atrială este principala cauză de accident vascular cerebral în Statele Unite. În plus, accidentele vasculare cerebrale legate de fibrilația atrială tind să fie mai grave decât accidentele vasculare cerebrale cu alte cauze subiacente. Fibrilația atrială poate duce de asemenea la formarea de cheaguri de sânge, insuficiență cardiacă și poate crește riscul de atac de cor, de demență, de boli de rinichi. Toate aceste lucruri sunt probabil riscul pe termen lung. Aproape 40 de milioane de persoane din întreaga lume trăiesc cu fibrilația atrială, din care 6 milioane numai în Statele Unite. Multe dintre aceste persoane suferă de dureri în piept, palpitații, dificultăți de respirație și oboseală. Dar pentru alții, fibrilația acută nu prezintă simptome, fiind un ucigaș potențial tăcut. Odată depistată însă, afecțiunea poate fi tratată cu medicamente, modificări ale stilului de viață și, dacă este necesar, intervenții chirurgicale pentru a încetini sau restabili ritmul normal al inimii. Relatează adevărul.ro.